Rid că văd cum apare găina aia, că știu, eu văd aici pe monitor, vezi? Uite-te aici, deci cum e asta? Uite, vezi, se arată pe ea însă. Nice to meet you! Știi ce înseamnă? Nu știi? Bucuros de cunoștință, nu? Îmi știu bine engleza. Bucuros de cunoștință. Nice, de fapt e frumos, ma, nice to meet you. Lasă că mă uit mai încolo. Ma, e fain să te duci cu bicicleta în natură. E fain. Vezi, la noi în Ungaria, aici nu sunt atât de mari restricțiile. Și trebuie să ne bucurăm că trăim în țara asta. Serios că trebuie să ne bucurăm, pentru că tot vezi în altă parte, în Spania, în România, stau mult mai prost, deși acolo dacă te prinde, sigur că sunt problemele mai mari. Aici nu e, cumva, e dat decretul ăsta că n-ai voie, dar e la bunul tău simț, bun simț, adică tu să te duci numai în condițiile alea afară, dacă e strict necesar, dar uite, eu de exemplu m-am dus ieri pe malul Mureșului. Și când am ajuns pe mal acolo și m-am plimbat, foarte mulți m-am întâlnit care merg, aleargă, fac una, drec, se plimbă. Am rămas perplex când o pereche de oameni așa la 55 de ani, 60 de ani, când m-au văzut și au luat sus măștile, masca aia pe față. N-am zic, eu sunt virusul sau ce dracu. M-au văzut că eu am dat bună ziua, nu că dat singuri acolo în pădurea aia de lângă apă, nu că e așa un fel de luncă și jur împrejur nu aveai pe unde să fugi, unul de altul, trebuia să trecem unul pe lângă altul pe cărarea aia. Și am întrebat că pe unde pot să cobor la Mureș, să văd și eu Mureșul înainte de vărsarea în Tisa. Și lumea speriată totuși, tare speriată, pentru că fiecare om pe care îl vede, îl crede un potențial la sursă de contaminare. Vezi? Cum oamenii o să mi se pare un pericol. Ha, până când se alungă asta, dacă se mai alungă, mult timp va trece. Mult, mult, mult timp va trece. Până când să scăpăm de trauma asta. Mai ce interesant pe Facebook, știi? S-a inventat minunea asta ca să recunoști tu sau să declari tu că ești într-o relație. Nu? Ce chestie? A făcut Facebook așa un fel de obicei ca cel care trăiește cu cineva din an în pași chiar, nu? Să zicem că aia dacă tu te întâlnești și mai dormi câte o noapte la 10 zile cu un bărbat sau un bărbat cu o femeie, aia se cheamă relație, știi? Și la aia, că de-aia îl spun așa sub formă de iritat, pentru că aia ce relație e? Relația aia, dacă stai în fiecare noapte cu un bărbat sau un bărbat cu o femeie, aia e relație, dar aia când tu din an în Paști mai dormi câteodată cu bărbatul ăla și te duci și la Velnea și aia, ce relație e aia? Adică, țin ocupat patul pentru tine sau cum? Eu stare supărat pe chestiile astea și o apărut iară o situație pe care eu am cunoscut-o bine, bine de tot, și acum a apărut că nu-i mai în relație singură și singur. Și știu toată povestea și interesantă, dar vezi? Tu declari pe propria răspundere că ești într-o relație.
Ce bani bun, nu? Ce bani bun. Ce chestie interesantă ce a putut Facebook-ul să facă, mă. Că pe unii se declară că, băi, eu sunt ocupat, eu am relație. Da, pentru că am văzut situația asta și o cunosc. Și acum, dintr-o dată, am rămas surprins. Hopa, acum așa, acum. Nu mai ești în relație. Nu mai ții patul ocupat. Oh, Doamne, 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 Doamne. Ce să mai povestesc eu? Ce mă preocupă pe mine? Ce mă preocupă? Deja și eu deja am asta că ce să spun, ce să nu spun, ce am voie să spun, ce n-am voie să spun și aiurea așa. Am și eu asta că deja mă rețin, nu mai vreau să fac declarații publice așa, nu știu de ce am așa un fel de asta, că nu mai am curajul și dacă vorbesc numai bazaconie, atunci e o prostie și să vorbim, nu? E o prostie toată chestia asta, dacă nu vorbesc, nu ce. De ce să... Nu? De ce nu vorbești sincer? Nu e interesant că nu vorbești sincer. Nu-mi place nici mie, știi că eu mi le reascult și dacă nu, eu simt, știi că mă prefac pe aici și e o prostie atunci toată înregistrarea asta dacă nu vorbești sincer. M-am dus ieri la unde se varsă Mureș Undișa pentru că am simțit că bolânzesc dacă stau acasă. Bolânzesc. A trebuit să mă duc. Și e obositor, îți dai seama eu la vârsta mea, 65 de ani, să mă duc cu bicicleta 20 de kilometri de aici până acolo și înapoi, mă pune la oboseală tare de tot, mă, la osteneală, la forță. Dar o fac și intenționat, că sunt curios să văd dacă mai rezist și sunt bucuros că că pot să o fac, nu? Sunt bucuros. Mă mai bronzez și pe față. Nu mai mi se vede nasul ăsta roșu, că mi s-a înroșit nasul de la atâta băutură și alcool. Nu? Nu e așa de bețivan, am nas de bețivan. Vezi? Acum îmi place de mine pentru că vorbesc sincer. Da, băi, beau multă cafea. Ce rost are să te abții, nu? Vrei să nu trăiești 65, vrei să trăiești 75. Bine, trăim 75. Îți dai seama că fiecare în plus, acum mai spun la ăștia care au 60 de ani, ca să știe că și eu la 60 de ani, excepțional m-am simțit. Excepțional. Sigur că probabil că contează și lucrul ăla că dacă ești într-o relație, într-o relație din aia, atunci ai așa un fel de simți că altfel simți viața, într-adevăr. Deci dacă ești într-o relație cu o parteneră de sex opus, cu un partener, atunci altfel vezi viața, altfel trece. Când ești singur, deja e altfel de viață, diferă, foarte mult diferă. Când ești solo. Viața solo și viața în pereche e mare diferență. Ma altfel vezi totul, altfel vezi viața. Mare, mare diferență. Pentru că e un om tendința aia că nu vrea să fie așa, știi? Eu chiar dacă știi de multe ori mă autosugestionez aia că nu mai îmi trebuie nimic, numai ceva din interior tot mă împinge în direcția aia să nu rămân singur, știi?
Deci e o luptă și în mine, în asta că vreau și nu vreau. Și în toată lumea, sută în sută că așa e. De suprafață poți să spui că nu vreau și din interior vine dorința de a fi cu cineva, să nu fii singur. O zi bună!